Alianța pentru Unitatea Romilor Giurgiu a sărbătorit ziua copilului printre copii. Pe pietonala Mircea cel Bătrân din oraș, locul în care a avut loc manifestarea dedicată Zilei Internaționale a Copilului, Alianța pentru Unitatea Romilor, filiala Giurgiu, a organizat un stand unde micuții prezenți au fost așteptați cu multe cadouri, printre acestea numărându-se echipamente sportive, sucuri, apă, dulciuri și jucării. Este o acțiune care pe mine întotdeauna mă bucură și mai ales când văd bucuria copiilor. Este un sentiment care pe mine mă mișcă și este ceva normal. Iată că noi, Alianța pentru Unitatea Romilor, AUR Giurgiu, ne ținem de promisiune, cum am promis în fața autorităților, comunitățile de romi nu vor veni doar să ceară. Lucrul acesta l-am spus de la bun început. Noi dorim să ne implicăm în societate, dorim să dovedim că până la urmă ar fi de etnie romă. Nu este niciun stigmat și doar pe toți ne caracterizează omenia. Iar noi astăzi dăm dovadă de omenie, participând la această acțiune, o acțiune care până la urmă trebuie să ne inspire bucurie și tot ce este mai bun pentru noi și pentru copilașii noștri. Oferim un număr de 600 de produse gratuite, echipamente sportive, Pepsi, dar cu zero, pentru fiind copii, știm că cola sau sucurile acestea poate să-i afecteze, apă plată, multe jucării, echipament sportiv, cum am mai spus încă o dată, dulciuri și multe alte lucruri care doar să-i bucure pe ei și, bineînțeles, noi ne bucurăm dacă vedem bucuria lor. În acțiunea desfășurată de Alianța pentru Unitatea Romilor, filiala Giurgiu, au fost implicate mai multe persoane. Președintele Consiliului Județean, Dumitru Beianu, lanțul de magazine Luci și Iuli, care le-a oferit micuților jucării, dulciuri și apă plată, dar și Tanoprod Impex, care a contribuit cu partea dulce a acțiunii organizate de Alianța pentru Unitatea Romilor, filiala Giurgiu. Ați avut alături de dumneavoastră și un alt sprijin din partea al cuiva în această acțiune? Alături de noi, ca de fiecare dată, trebuie să menționez, este Consiliul Județean prin prisma domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Beanu, care înțelege implicarea noastră și transparență. Însă cred că noi am adus un plus în fața autorităților, dovedind că noi, etnia romă, dorim, cum am spus mai devreme, să ne implicăm în societate și nu mai venim doar să cerem, și în primul rând oferim. Oferim munca noastră, oferim implicarea noastră și în tot ceea ce înseamnă, în primul rând, voluntariat. Prin acțiunea pe care au organizat-o membrii Alianței pentru Unitatea Romilor, filiala Giurgiu s-a dorit ca micuții giurgiuveni, prezenții de ziua lor pe pietonala Mircea cel Bătrân, să plece nu doar cu amintiri frumoase, ci și cu multe cadouri.